profesorii obligați să-și raporteze colegii care dau meditații. Noua lege educației interzice cadrelor didactice să facă meditații cu elevii de la clasele la care predau. Astfel, toți cei peste 240.000 de dascăli vor trebui să completeze o declarație de interese pe propria răspundere, materiile pe care le predau și meditațiile particulare sau alte proiecte de pregătire cu elevii, pentru ca școlile să știe dacă încalcă sau nu noua prevedere. Discutăm pe marginea acestui subiect cu Marian Staș, expert în educație. Bună dimineața, vă mulțumesc tare mult pentru prezența în jurnal. Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație. Domnule Staș, cum vedeți, iată, această nouă propunere? De ce sunt profesorii revoltați? Au motiv sau este o propunere care poate va limita așa cumva meditațiile la negru? Răspunsul scurt este că nu va limita deloc fenomenul ca atare. Iar eu apreciez acest demers birocratic ca pe o aflare în treabă ridicolă, formă fără fond, consistentă, nu superficială, din ciclul ferme animalelor și al somnului rațiunii care naște monștri, din toate motivele posibile. În primul și în primul rând, chestiunea este una de caracter, de fel de a fi și știm de foarte multă vreme, nu vă doresc să fac proces de intenție, dar la noi întotdeauna toate comportamentele de acest gen, de tip integritate, sunt extrem de aproximative atunci când vine vorba de masa mare de români, nu numai de profesori. Tot respectul pentru cei care sunt integri și care își fac treaba așa cum se cuvine și o spun în cunoștință directă de cauză, pentru că tehnic, fără să aduc altă conotație aserțiunii următoare, cred că eu am fost probabil primul în spațiul public care am construit un decalog al profesorului, în care primul și al doilea și al treilea și al patrulea enunț din cel decalog era că nu facem meditații pe bani cu copiii de la clasele la care predăm. Iată că enunțul ca atare a devenit literă de lege, dar acum a construit această oroare birocratică, nu pot să-i spun altfel, nu face decât să, pe de o parte, să creeze procese de intenție, iar pe de altă parte să aglomereze ucigător o birocrație și așa sufocată. Mai degrabă zic eu, dacă tot așa le-ar fi stat mintea cum trebuie la a face forme cu fond birocraților și diriguitorilor din Ministerul Educației, mai degrabă și-ar fi concentrat efortul în loc să producă mărgica asta de foarte proastă calitate în a finaliza documentația pentru ca școlile pilot să-și poată lua cele 12 milioane de euro care sunt prevăzute în planul de redresare și reziliență. Bine că stau deoparte cu ceea ce înseamnă într-adevăr proiecte care să conducă la transformarea școlii ca sistem și tocmai acum le-a cășunat pe acest tip, așa cum spuneam, de birocrație de foarte, foarte proastă calitate. O aflare întreabă fără rost. Da, pentru că, iată, avem pe de o parte acest formular, nu? Această propunere cu acest formular, dar avem și acele after school-uri în care predau, spre exemplu, învățători merg cu ai lor copii de la clasă. Acolo este cumva pe față, nu? Adică, care ar fi diferența? Nu, dacă stăm să ne gândim că nu e în regulă să facă meditații cu copiii de la clasă. Partea cea mai odioasă a întregii teme a conversației noastre este prezumția de vinovăție. De asta fac, pentru că știu eu că e posibil și știu eu că, a priori, oamenii ăia au ceva de ascuns. Am citit, mi-ați trimis pentru documentarea chestiunii articolul din Gândul scris de Andreea Ofițeru și am citit cu mare atenție opiniile unei doamne profesoare care e direct implicată și a spus: băi, fraților, de pildă am copii la prietene mele care vine și lucrează cu mine. Ce fac? O dau pe asta în declarație? Deci e așa ceva de noaptea minții. Repet, e cum nu se poate mai nefericit, să zic așa, exemplu, ilustrând exact principiile vărea. Amintesc și invit la lectură pe toți povestea fermei animalelor. Pas cu pas, cu pas cu pas, încă o regulă, încă o constrângere, încă un principiu așa care să strângă, să închidă jocul ca atare și este o nebunie fără margini, cum s-ar spune, cu atât mai mult cu cât, și aici de fapt este aspectul de formă fără fond și de lucru lăsat așa ca la români.
călduț și de foarte proastă calitate, nu e niciun mecanism care să sancționeze. Bun, și dacă îl văd pe profesorul ăla dat în fapt că potrivit legii face meditații pe bani cu copiii de la clasele la care predă, nu declară la ANAF și așa mai departe, care sunt consecințele administrative, penale, etc.? După cum constatați, procesul e lăsat așa, cumva în dorul lelii, doar ridicând degetul, atenție, dați declarație pe propria răspundere că așa și pe dincolo. Ceea ce, așa cum spuneam, din punctul meu de vedere va fi lovit de nulitate din start, va crea o reacție de respingere extrem de dură și am văzut și opinia doamnei director de la Colegiul Caragiale, exact așa, o vânătoare de asta de vrăjitoare idiotă, fără noimă, pentru că norma ca atare, sistemul ca atare este un tarat de mediocritate în care comportamentele aproximative sunt norma jocului, începând cu intratul la ore cu 10 minute mai târziu și ieșit cu 10 minute mai devreme, telefoane mobile dau 8 când ar trebui să dau 3 și așa mai departe. Sunt o seamă întreagă de comportamente care țin de caracter, de integritate, și numai asta mai lipsea acum ca să pună paie pe un sistem, pe un foc care e definit, așa cum spuneam, de o profundă, profundă, așa, endemică, da, și mai ales mediocritate. Se axează, iată, pe mediul preuniversitar, mai puțin în cel universitar, unde studenții pot în continuare să facă pregătire cu profesorii de la curs. Mulțumim tare mult pentru intervenție și pentru întreaga discuție.